A venit afirmat, a făcut ce de... Deci, bă, nu mai puțin, deci au intrat aici în magazie aceasta, da, exact, de aici, au dăscuiat, v-a luat, de acolo ce v-a luat? Ăsta. Ce v-a luat? Aparatul de sudură? Cazar, un cazan, de câte găleți era? De 6. Mare, de 6. Și cu căruțul unde se afla acesta? Tot acolo, înăuntru. Înăuntru, a, să nu se muncească cu el, l-au cărat cu căruțul, aparatul de sudură. Aparatul era pe căruț, deci era normal. Căruțul era al aparatului. Că eu nu puteam să-l iau în brațe. Era greu, da, aparatul. Și a tras cu el. Și pe unde a ieșit? Exact, uite urmele. Da? Și l-au tras. Dar da, totuși au cunoscut topografia. Așa. Eu cred că e legătură cu mai multe personalități. Uite urmele. Așa, a tras căruțul. Așa. Aici. Imposibil să nu fi lătrat câinile ăla. Dar așa, și unde s-a dus? Haideți că nu mai mergem. Exact acolo unde e, în, gardul? Unde e grămada aia, lângă ea, da? Am găsit o țeapă care l-a dat peste gard. Și a găsit cam la vreo 100 de metri, a găsit un topor, a mai găsit și... Ce-ai găsit? Păi și... Căruțul. Ăsta, cum îi spune, cazanul? S-a dus. Dar acolo au fost urme de căruță, de ceva? S-a dus după urme, nu. A dus de căruț. Nu, ăsta, așa? Căruțul ăsta e urme până pe acolo, pe mijlocul locului. A găsit cutia de la aparat. Și nu a găsit nimic. Partea de căruț. Da, am înțeles. Deci au fost furturi în trei gospodării, certe, la dumneavoastră, la Nae Banu și la Aurel Ghibea. A intrat și la ei, dar n-a luat decât niște căruși. Și la încă trei vecini au mai intrat, a dar n-au găsit nimic. Ce știu ce-o sunat. La mine, de la vecinul, am găsit o țeapă de aia, adaptă peste gardă aparatul. Cu totul. Cu ambalaj cu tot. Și după drum așa au găsit o bormașină al lui vecinul, mai acolo. Deci era și bormașină. Da, dar probabil că n-a avut cupru în ea, că altfel nu se... În orice caz, cazanul am avut moștenire de la tata socru. Am acte în regulă. Se am poate înțeles. Dovedi, deci nu este furat, nu e făcut am la... Înțeles. Bine, mulțumim!